Mergem mai departe cu o informație de ultimă oră. Procurorii DNA au descins la Ministerul Agriculturii. O femeie, șef de serviciu, a fost săltată pentru că a luat atenție mită de 36 de ori. Banii au fost ceruți pentru a aviza alocarea de fonduri către o direcție din minister. Denisa Dicu vine cu mai multe informații. Denisa, ce ai aflat? Bine te-am găsit, Gina, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Din informațiile pe care le avem, femeia este acuzată de către procurorii DNA că ar fi primit în total 67.000 de lei de la o persoană cu o funcție de conducere în cadrul unei direcții județene pentru agricultură. Femeia ar fi luat în total mită de 36 de ori. Pentru această sumă de bani pretinsă, ea ar fi îndeplinit anumite acte, vorbim despre alocarea și avizarea de alocare a noi fonduri pentru acea direcție județeană de agricultură, care avea nevoie de achiziționarea unor noi autovehicule, unor noi stații de lucru, de birouri, unor noi imprimante sau telefoane mobile. Față de ea, așadar, procurorii DNA au luat măsura controlului judiciar iar pe o durată de 60 de zile. În acest timp aceasta nu are voie să părăsească țara, nu poate să ia legătura cu nicio persoană menționată în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și de asemenea nu mai poate ocupa vreo funcție publică într-o altă instituție.